Casa Județeană de Pensii a aplicat mai multe sancțiuni pentru nerespectarea legii. În intervalul 1 ianuarie-31 septembrie 2014, veniturile Casei Județene de Pensii din contribuții de asigurări sociale au fost de 4,29 de milioane de lei față de 4,71 de milioane de lei considerate a fi datorate de către persoanele asigurate, relevă un raport al instituției sucevene. Începând cu 1 ianuarie 2011, termenul de plată a contribuției de asigurări sociale pentru persoanele asigurate cu contract de asigurare socială sau declarație individuală de asigurare este data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuția. În primele 9 luni ale anului 2014, lucrătorii Casei Județene de Pensii au dat pentru nedepunerea în timp a declarațiilor nominale mai multe sancțiuni contravenționale cu avertisment. În perioada 1 ianuarie 2014-30 septembrie 2014, Casa Județeană de Pensii Suceava a aplicat un număr de 9 avertismente pentru nedepunerea la termen de către angajatori a declarațiilor privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale pentru perioada 1 aprilie 2001-31 decembrie 2010. Precizez că declarația nominală de asigurare constituie documentul pe baza căruia casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale competente, stabilesc stadiul de cotizare în sistemul public de pensii și determină punctajul lunar al asiguratului.